Salut, săgetători! Voi face citirea pentru săptămâna 20 februarie, 26 februarie. O săptămână cu luna nouă în pești. O lună nouă care se perfectează în prima zi, în primele momente din săptămână, pentru care aveți runele și spatul tarotului ermetic, bineînțeles și oroscopul. Haideți să vedem ce vă spune acest tarot pentru această săptămână, pentru voi, săgetătorii. împărăteasa. O săptămână bună. O săptămână în care este suficient să vă doriți ce este posibil, fiindcă împărăteasa, mica benefică, Venus, vă îndeplinește această dorință. Va aduce fertilitate, abundență, dar numai în limitele posibilului. Nu vă doriți imposibilul, fiindcă nu-l veți primi. Vă puneți la dispoziția oamenilor. Acesta este în principal aspectul Împărăteasa. Voi. Voi vă doriți noroc. Vă doriți uh, abundență. Vă doriți să, această roată norocului să se învârte odată și pentru voi. Să aveți și voi noroc. Am putea spune că roata norocului vă spune că poate fi în avantajul vostru sau nu. Dar dacă încercați să vă apropiați acest noroc, trebuie să vă doriți ce e posibil, ce este adevărat, ce este drept, ce este corect, să vă ascundeți scopurile, dar să fiți fermi în ceea ce faceți, astfel încât. Ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi, veți primi cheia puterii în palma voastră. Fericirea! Pentru voi această fericire, am zice că nu prea este. Cred că pentru voi vă gândiți că aveți lacrimi, o suferință creată de bârfă, de răutatea celorlalți din jurul vostru. Este foarte multă minciună, foarte multă răutate. Și tocmai din cauza asta aveți aceste lacrimi. Sau poate să reprezinte o persoană, o femeie cu ascendentul Zodia sau luna plină în pești, care să aibă aceste lacrimi și să fie o persoană apropiată vouă. Cunoașterea vă aduce în postura eremitului, a filozofului, care preferă să fie retras, preferă să vadă, Lumina în întuneric, să vadă prăpastia în întuneric, să vadă dușmanii în jurul lui, să vadă oamenii pe care se poate baza, să își folosească această gândire și întotdeauna nu îi place să iasă în evidență, preferă să fie retras, să fie singur. Acesta este eremitul, aceasta reprezintă cunoașterea voastră, călătoria voastră, deci într-o călătorie preferați singurătatea, în cunoaștere, în studii, la fel preferați singurătatea. Uh, resursele locul de muncă și cariera. În resurse și bunuri materiale, voi vreți să ajungeți la o înțelegere cu cineva. Vreți să cedați și voi, dar să cedeze și celălalt, astfel încât să aveți un moment benefic să vă fie bine. Acesta este doiul de cupe. O armonie, o înțelegere, un aspect benefic pentru voi, pe care vi-l doriți. În schimb, în, la locul de muncă sau legat de sănătate? Aveți un moment în care uh, analizați, gândiți ce s-a întâmplat, de ce ați strădat patru de spade. Întotdeauna vine după un trei de spade. Deci, am putea spune că vreți să țineți totul sub control, vreți uh, să vedeți greșelile și. Cumva vă asumați aceste greșeli, poate să reprezinte și păreri de rău regrete. În cariera voastră aveți 9 de monede, bani pe care îi primiți dintr-o activitate secretă. Vă dă o stare de bine, totul este bine, puteți să investiți în voi, în lux, în bun gust, în tot ce vă doriți cu acest 9 de monede. Comunicarea contractele, relațiile. S-ar părea că în comunicarea cu fraților, veri, verișoare, vecini, voi aveți ceva de pierdut. Sau ați pierdut deja. Această comunicare v-a adus o pierdere. O pierdere pe care nu o veți putea recupera. Uh, simțiți această pierdere, nu este un lucru neglijat. Dar nu sunteți singuri, dar vă este totuși dificil, vă este greu. În ceea ce privește contactele, asocierile, procesele, primiți niște bani, zece de monede, bani pe care îi primiți în familie pentru munca voastră, a familiei voastre, o muncă susținută, este o răsplată a muncii voastre, o răsplată pe care puteți să o investiți, o răsplată care vă dă o stare de bine, acest zece de monede. Este bine să faceți această investiție când Soarele este în aspecte benefice cu Jupiter. În schimb, în relațiile voastre cu prieteni, cu protectori, sunteți puși la pământ. Aceste relații vă doboară foarte multă ură, invidie, răutate. În jurul vostru. Adică nu puteți vorbi de prieteni, puteți vorbi de dușmani, puteți vorbi de uh, dușmani și la protectori. Nu găsiți niciun sprijin. Mare atenție la cei care își arată această prietenie, fiindcă nu este decât o mască. Căminul, familia, schimbarea, transformarea și sacrificiul. În familie aveți o creativitate, este ceva care este la început. O creație care promite foarte mult, este admirată de ceilalți, dar trebuie să vă gândiți că trebuie să o conduceți genial, această creație, pentru a primi ceea ce vă doriți. În schimb, transformarea, schimbarea este legată de bani. Ați învățat să, ș... să cum să spun, să folosiți banii uh, foarte corect, adică să știți să îi împărțiți, să știți să opriți din bani pentru uh, a vă satisface și micile plăceri, pentru a vă distra. Cam acesta este doiul de monede în ceea ce privește sacrificiul vostru, este legat tot de un doi, dar de data asta de doi de spade. Deci aici primiți bani, dar știți să îi împărțiți, știți să echilibrați această balanță a banilor, știți să vă descurcați. Aici s-ar părea că vi se pune în fața voastră, alegeți între două lucruri care sunt identice dar sunt lucruri pe care am putea spune care vă aduc suferință, vă aduc uh, sacrificii. Și acesta este doiul de spade, sacrificiul vostru. Nu puteți face această alegere. Preferați să rămâneți așa în această situație, dar nu vă este ușor deloc, vă este destul de greu. Aceasta a fost citirea pentru voi, săgetătorii. Vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.